Potrivit acordului aflat în vigoare, PSD ar trebui să renunțe la transporturi și finanțe, iar PNL să cedeze socialdemocraților fondurile europene și justiția. În spatele ușilor închise însă, conducerea PSD vrea în primul rând păstrarea transporturilor și ar fi dispusă să cedeze agricultura, susțin surse socialdemocrate. Puține lucruri sunt însă clare. Am avea cam în 5 ani să intrăm la OECD. Ați văzut că am făcut și o comisie parlamentară. Am și decis în interiorul coaliției ca domnul Nicolae Ciucă, după ce nu va mai fi premier, să fie președintele acestei comisii. În acest moment avem un protocol și respectăm. În PNL, apele sunt mult mai tulburi. Soarta ministrului Lucian Bode la interne depinde dacă Nicolae Ciucă va rămâne în viitorul guvern ca vicepremier. Alți liberali ar prefera schimbarea întregii garnituri de miniștri și pe actualul premier șef la Senat, nu subordonat lui Ciolac în viitorul executiv. La sfârșitul lunii se va produce rocada la conducerea guvernului. Elementele care țin de detaliu, dacă vor apărea alte solicitări, atunci ele trebuie negociate și asta vom stabili. Totul va depinde însă de doi actori, ce va decide Nicolae Ciucă pentru sine și cum va uza șeful statului de prerogativele sale. Pentru partid este mult mai bine ca președintele partidului să ocupe a doua poziție în stat, să poată să contribuie la construcția partidului, dar cei care se gândesc că ar putea folosi prezența președintelui partidului în guvern pentru a avea acces la resurse, încearcă să-l convingă pe generalul Ciucă să rămână în componența guvernului. A deveni prim viceprim-ministru într-un guvern pe care l-ai condus este deja o slăbiciune. Nu s-a fixat încă o listă, pentru că cel care are ultimul cuvânt de spus va fi președintele României. Potrivit înțelegerii de principiu dintre conducerile PSD și PNL, Nicolae Ciucă ar trebui să demisioneze din postul de premier la finele lunii mai, urmând ca din iunie Marcel Ciolacu să preia frâiele guvernării până la alegerile generale de anul viitor.